Da eteror și bine am găsit la un nou video. După cum ați văzut din titlu, am zis că avem o cloșcă de găină pitică neobișnuită și este neobișnuită. Uitați și voi. Deci e cloșcă, dar nu clocește. E de mult așa. Asta cred că vreau să facă o. Da? Nu zic. Stai, cloșcă asta? Nu, cred că. Mă, pitică. Mă ciupe. Mă ciupe. Nu, e cloșcă, cred că. Ia, să vedem, da. O să mă acolo. Nu știu, fraților, nu mai știu ce să cred în legătură cu cloștele. Știți că am avut o cloșcă și am avut problemă după s-a desclocit. Ia să o vedem pe asta. Nu-ți fie frică. Deci, vedeți, este foarte dubios. Deci este exact, da, exact ca și o cloșcă. Dar nu clocește, fraților, deci face ca o cloșcă, nu știu dacă face o sau ceva. Dar de clocit chiar nu clocește, deci chiar mi se pare foarte, foarte dubios. Și asta nu știu dacă e cloșcă, acum am observat, dar nu zici, nu cred că e nici asta cloșcă. Stați puțin să mă întrepiedu cumva, scuzați-mă. Nu cred că e nici aceasta cloșcă, pentru că toate se fac așa și după nu mai clocesc chiar. O punem pe jos. Deci chiar mi se pare foarte, foarte anormal. Bun. Dacă vreți să vorbiți cu mine în privat sau dacă vreți în grupul în grupul abonaților, în care discutăm despre păsări și animale în general. Intrați pe Facebook-ul meu, o să aveți aici. Și dacă vreți să vorbiți cu mine în privat, puteți să îmi dați follow pe Instagram în caz că aveți. Deci v-am zis cloșca asta este foarte dubioasă. Asta nu-i. Ia să vedem. O vedem acum. Deci sunt foarte dubioase. Deci eu am crezut că am o găină gri și am crezut că aceea este cloșca. Dar ghiciți ce, fraților, nu era cloșcă. Dar a avut ouă și le-a băgat sub ea și a cârâit. De fapt, voia să facă un ou și și-a băgat ouăle sub ea. Cum vine asta? Deci e foarte, foarte dubios. V-am zis, asta e cloșcă care v-am arătat-o, dar că nu clocește, nu știu. Scrieți-mi în comentarii ce credeți că are. Aici, padaona, probabil a făcut și ouă, nu știu exact. Aici, astea, alte două padaoane s-au închis. Probabil că vă întrebați unde este sebritul. Mă nervez că tot cârie atât. Ar trebui să le pun de mâncare. Deci sebritul e aici. Stai să vedem mai bine. Găinușa, cocoșelul. Le-am închis pentru că... Of, mă duc în spate. Pentru că trebuie să pun ouă. Trebuie să pun ouă. Și hai să vă arăt și modificările. Bine, chestiile astea o să dispară de aici. Dar modificarea în sine este aici. Am pus plasă. Cum vedeți aici, de-at lungul, pus plasă, ca să nu mai iasă găinele și aici o să le ținem. Bine, încă nu este gata, că mai trebuie și la poartă puțin, pentru că tot fac mizere prin toată curtea și se urcă peste tot și e destul de... Wow, ce mă enervează că tot cârie așa. Haideți să mergem puțin, ia să vedem peste gardă. Mi s-a părut că am auzit niște găini. Ia, uite, cocoșul acesta. Și acea găină. Ia, o să mă duc în față să vedem rațele și restul. Uitați aici. Ați văzut în episodul de rațele mele că rățuștele, adică rățușca, poate să zboare. Și... ia zi. Mulți mi-au zis să le tau penele pentru că pot să le pierd. Cred că așa voi face. Pentru că nu vreau să le pierd, pentru că sunt foarte drag, sunt foarte drăguțe. Nu știu. Moțata acolo. Și acel cocoșel care îmi place mie foarte, foarte mult. Aceste doi se potrivesc foarte bine. Găinușa aia gri care am zis că a căzut cloșcă, dar de fapt ea făcea un ou, dar culmea ironiei și-a și băgat ouăle sub ea din instinct, dar nu e cloșcă. Și afară
Bă, este destul de cald. Sincer să fiu, este cald. Dar, na, n-ai ce să faci. Arățușca, știu că noi... Uite, o zic cum face. Ia să vedeți. Deve numai cum face, a făcut... Ați auzit? De vedeți aici, gard, mai ok să se vadă. Ați auzit cum făcut? Cumva, nu știu. Mi-a zis că dacă tot face așa, înseamnă că vrea să-i pună cloșcă, dacă tot piuie într-un fel sau altul. Vrea să-i pună cloșcă sau face eu, nu știu, exact ceva de genul, mi-a zis. Nu știu exact, ia să vedem. Hai de capul meu, prieteni. Ați văzut-o? Deci am fugit puțin, a zburat pe acolo. Și a ajuns la Dona. Bă, nu-i bine. Ai dreptate, abonatului care mi-a zis-o. Putea să zboară peste gard. Faza e că a zburat acum peste gard, dar s-a întors. Deci de acasă, nu știu ce ar fi să plece. Bă, dar zboară rău. Zboară rău. Și nu-i tare bine. Vedeți, are curul puțin mai ridicat. Zici că e mai ciudat. Înainte nu era așa. Nu era așa ridicată coada. E foarte zburătoare. Rățușca, uite. Mă, să vedeți ce tare zboară. M-am arătat, de fapt, dar ați văzut acum. Nu știu. Pare foarte ciudat și e foarte zburătoare și ceea ce nu știu dacă e tare bine. Nu cred că e bine. Mi-a zis că... Mi-a zis unii că la voi vă zboară și pe casă. Și chestii de genul. Dar nu știu ce să zic. Uite, vedeți? Repede a zburat. Mi-a zis că pot pierde. Ceea ce nu e tare bine. Hai să dăm jos, să nu... Aoleu, prieteni. Uitați aici. Bă, prieteni, vă dați seama? Asta e o rață și zboară mai ceva ca o găină. Astea ei vor să fac ouă ambele tolănite. Ia să vedem, să le vedem mai bine. Uitați-le acolo. Ia. Asta nu face urât. Cred că doar stă la umbră. Dar asta... Asta nu cloșcă, mă, cineva. Nu cloșcă, vreau să fac ouă. Nu mânca sigur. Și asta e cloșcă, dar e foarte ciudată. Vă dați seama, fraților, rața este pe acoperiș. Ia să vedem dacă putem vedea. Uitați acolo, este pe acoperiș, vă dați seama. Vă dați seama, fraților, deci... Ați văzut cum a zburat? A zburat de jos, a zburat pe aia. După a zburat a făcut așa și a zburat pe acoperiș și data trecută. Sper că am prins în filmare, să vedeți. Mă gândesc că ar fi ăsta să-i tau aripile pentru că aici scrie ferma lui Ionuț. Când a făcut tatăl meu cotețul, așa a scris cu un marker și de atunci tot rămâne bun. Vă dați seama că ploaia nu prea atinge pentru că e cu... Uite, salcea, ce frumoasă e salcea. Nu știu, fraților, m-ați mai întrebat în acel Q&A dacă mi-au bibilit și am mai vorbit cu tatăl meu și nu știu. Momentan nu, dar probabil pe viitor, pentru că avem salce și pot să dorm în salce, știți? Că bibilicile plus că apără de șobolan, din câte știu eu. Mă, dar arăta asta... O vedeți? Nu știu, m-a arătat mai mult rațele în episodul ăsta, dar cloșca bizară, pentru ce am făcut și pentru modificări, am vrut să vă arăt mai mult, dar am prins și rața zburând. Practic eu am fugărit într-un fel, să o vedeți, da, zboară foarte tare. Să-mi scrieți în comentarii dacă și rațele voastre zboară sau dacă aveți rațe, a mea a zburat și acolo, dacă aveți rațe și zboară și dacă ați ajuns până aici, adică până la finalul clipului, aș vrea să-mi scrieți în comentarii hashtag rață zburătoare. Vă rog eu ca să știu dacă v-ați uitat. Mulțumesc de vizionare, ne auzim data viitoare la un nou video. Ia să vedem rața, mai este acolo? Uite acolo. Ciao, prieteni, v-am lăsat.